Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Breaking news! S-au dus vremurile în care învârtea banii cu lopata. Irinel Columbeanu a ajuns de nerecunoscut. După o lungă perioadă în care nimeni nu mai știa nimic de el, omul de afaceri a reapărut în peisaj. Este transformat și a făcut anul. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Iată cu un exemplu interesant, un mare milionar al României care pare că a trecut de la bogăție la opulență și opulență la un stil de viață sărăcăcios. Iată că astfel de exemple se întâmplă și ne arată cât de important este risk managementul sau managementul riscului mai exact. Altfel spus, nu contează atât de mult numai să întorci banii cu lopata ca să-i câștigi, dar trebuie să fii atent că atunci când îi întorci cu lopata, e posibil să-i și pierzi. Tocmai de aceea, riscul de fapt este cel care trebuie luat în calcul și modul cum reușești să faci managementul acestor bani. Da. Este absolut incredibil că cineva care a avut milioane de euro i-a gestionat atât de prost încât a ajuns să trăiască într-un apartament cu două camere într-un centru rezidențial cu rate și cu chiria neplătită de 6 luni. Necazurile lui Irinel au început după ce a pierdut un proces cu o bancă și a acordat un împrumut de 7 milioane de euro. Nu știu cum a ajuns exact în această situație, prea puțin mă interesează, fiindcă nu acesta este scopul acestui articol, însă mi s-a părut un pic amuzant această alăturare de cuvinte, cum să câștigi bani de întorci cu lopata și pe de cealaltă parte Irinel, iată, i-a pierdut tot întorcându-i cu lopata. Sau nu mai are banii pe care cândva îi întorcea, îi câștiga întorcându-i cu lopata, de aceea mai puține lopeți ne transmite un sentiment totuși de siguranță. Haideți să ne uităm puțin la câteva portofolii ca să discutăm pe baza lor. Mă enervează întotdeauna această imagine pe care cred că iar o s-o mut undeva. Haideți să o mut aici. Bun. Portofoliul Talpa Iute, da? Bun. Ok. Hai să facem un portofoliu simplist, așa, simplist, la prima vedere. Numai puțin. Ok. Nu știu ce are prostia asta. Numai puțin. Ok. Ok, un Sharp de 0.48. Nu contează că vreau doar să exemplific. Gata, haideți că-l mut aici. Ok. Bine, deci uitați și linia eficienței randamentelor, da? Adică randamente în termen de volatilitate. Asta aici reprezintă varianta optimă pentru fiecare nivel de volatilitate. Bineînțeles, eu l-am făcut din ochi, adică, da, bine, mi-a dat destul de aproape de linia eficienței, dar nu asta vreau să vă arăt acum, nu optimizarea portofoliului. Pur și simplu să luăm un portofoliu al Andala, portofoliul Talpa Iute, l-am numit eu cu un average mean return sau mean return, putem să-i spunem 5,2, un standard de deviation 13,5%, țineți minte de ieri că aurul avea și el cât 13,1 dacă un mean return de 1% sau mă rog, unii ar spune, nu, aici cred că vorbim de randament în euro real pozitiv, da, real terms, asta înseamnă 0% pentru aur. Iată încă o dată de ce aurul este foarte prost, chiar și pentru o deținere de 10 ani, da, expected returns. Avem o volatilitate de 13,5, vedeți aici și deviația standard a randamentelor. Da, deci asta înseamnă că dacă 5,2 e media, pe o deținere de 10 ani, ne putem duce între 8,7 și 1,7.
Diferența asta noi nu o putem controla nici cum, pentru că reprezintă volatilitatea distribuției. Da? Însă mi se pare important acest standard deviation pentru a înțelege ceea ce ni se spune mai puțin. Ah, foarte tare și video cu Sven Carlin de ieri. E fabulos, cine l-a urmărit. Explică stimulentele monetare ale băncii centrale și de ce acestea vor continua să existe și nu vor aduce inflație. O spune până și Sven Carlin, care pe canal lui deseori ne povestea despre cum va fi inflație și nu știu ce. E, a revenit și el la realitate și atât ne mai spune, ne atrage atenția cu privire la declinul demografic. Lucrurile vor lua pe o pantă alunecoasă rău din 2040-2050 și ar trebui să ne gândim de două ori unde dorim să achiziționăm o proprietate imobiliară. Aviz aventurierilor. Aici Ben Felix, un articol despre de ce aurul n-ar trebui să facă parte din portofoliu, story, but in today's common sense investing, I'm going to tell you why gold's glitter does not earn it a place in your portfolio after all. It may work well as a wedding band, but it doesn't cut it as an investment. Da, multe astfel de, iată, faimosul Nassim Taleb, un om extraordinar, Nicholas Nassim Taleb, explain to me why we should spend taxpayer money to bail out companies, airlines, who spent their cash buying their own stocks so the CEO gets optionality instead of having a crisis buffer. We should bail out individuals based on needs, not corporations. Vom discuta și despre această idee, dar nu mai găsesc postați în ceva important. Da, asta e. Below average returns with above average volatility pentru următoarea decadă, o analiză a celor de la Vanguard, numai puțin. Hai mă odată. In Market Watch. Bun. Aici ne arată că, vezi, doamne, portofoliul 60-40 a rezistat mai bine, dar nu asta e știrea. Volatility, frate. Da. Atenție. Strategist at Goldman Sachs disagree. In a note, mă rog, aici e o discuție despre diversificarea între equities și bonds, dacă să fie globale, neglobale, nu asta e ideea. But with bond yields closer to the effective lower bound, potential for further declines is limited, they say. Deci nu mai are unde să scadă rata de domnă. As for stocks, equities are likely to be stuck in a fat and flat range, that is, below average returns with above average volatility, ceea ce v-am atras atenția încă de acum ceva timp, de acum câteva zile, da, că perioada care ne așteaptă va fi o perioadă marcată de volatilitate ridicată, dar nu neapărat. Și aici mulți mi-au sărit în cap, dar nu neapărat de return-uri mai mari, da? Nu neapărat de return-uri mai mari, pentru că primele de risc sunt destul de scăzute. Și aici este o întrebare extrem de importantă pentru toți. Pentru toți să se gândească și să analizeze. În contextul în care avem prime de risc extrem de scăzute, are sens să-ți imobilizezi banii? Încă o dată, să-ți imobilizezi banii pentru a câștiga o primă de risc vasi inexistentă? Și aici intervin concepte de managementul riscului. Cineva m-a întrebat odată, dom'le, dar tu dacă ți-ai dubla bani, ai fi mai fericit? Și atunci, bineînțeles, nu am stat să mă gândesc foarte în detaliu, dar răspunsul e că nu. Pe de altă parte, dacă ai pierde banii pe care i-ai și cu care poate vrei să satisfaci anumite nevoi, e bine, da, cred că ai fi foarte nefericit, fiindcă mai ales în perioada care vine, într-o perioadă deflaționistă, banii sunt mult mai importanți, fiindcă se produc, nu-i așa, mult mai greu, fiindcă rentabilitatea investițiilor este negativă, probabil, și aici intervine și dobânda compusă negativă, dar și atunci managementul riscului devine extrem, extrem de important. Cât vrem să riscăm? Care este scopul final? Care este scopul final al banilor? Banii nu sunt un... Singurul scop final al lor reprezintă satisfacerea nevoilor. Da? Acum, una este tu să nu ai nevoie de satisfăcut sau tu să ai acel orizont investițional foarte lung pentru pensie, ceea ce, cum să zic,
Înseamnă că trebuie să-ți cunoști foarte bine orizontul investițional și zici, domne, pe alocarea pentru pensie am un anumit mindset. Alta este ca tu să vrei să faci ceva cu ei în 5, în 10, în 15 ani și atunci sigur că, fiindcă începusem cu această deviație standard, da? Tu degeaba ai 5,2 cu 13,5, da? Fiindcă pe toată perioada respectivă, care poate fi 10 ani în acest caz, 15 ani, banii sunt blocați, fiindcă având în vedere volatilitatea, tu nu vei putea vinde în anumite momente, fiindcă poate vei ieși mult pe minus. Deci, tu, acest randament, oricum el nu are cum să fie garantat la equities, dar modul cum se calculează el, pe o anumită perioadă, luând în calcul o volatilitate și un randament mediu. Și avem și o volatilitate a distribuției. Deci, practic, tu s-ar putea să nu vezi bani înapoi. Și atunci, mi se pare extrem de important acest articol. Și modul cum Warren Buffett discută despre riscul acesta în investiții și ce bani poți investi, ce bani să nu investești, ce bani să riști, ce bani să nu riști. Până la urmă totul vine grosso modo la risc, da? Liquor, ladies and leverage. How smart people go broke. Da? Deci băutură, femei și leverage financiar. Și am spus de atâtea ori că leverage nu e o soluție. Vă citesc acest articol, da? In a recent interview on CNBC, Warren Buffett offered his opinion on buying stocks with borrowed money. It is crazy, in my view, to borrow money on securities. It's insane to risk what you have and need for something you don't really need. You will not be way happier if you double your net worth. Da? Deci și Warren Buffett spune că să nu riști ceea ce ai nevoie pentru ceea ce n-ai nevoie. Da? Adică ceea ce ai reprezintă un buffer de lichiditate, un buffer de siguranță, o pernă de cash, da? Ăsta nu trebuie riscat niciodată. Și aici nu ne referim la, să spunem așa, acel fond de urgență. Nu! Bufferul tău de siguranță poate fi mult mai mare decât fondul acela de urgență, care, de-aia și spune numele urgență, poate fi util pe un an, 2 ani, cum zic toți, dacă rămâi fără job, ce? Dar bufferul de siguranță este odată o chestie psihologică care îți oferă o liniște, pe de altă parte o reprezintă și utilitatea de a-ți satisface nevoile într-un orizont investițional sau într-un orizont de timp mai mic decât orizontul tău investițional, acela pe termen lung. Și atunci lucrurile trebuie cumva separate. Ceea ce am eu nevoie, nu merg să mă risc să rămân ca Irinel în chiloți, într-un apartament cu 2 camere din Cosmopolis, dar pe de altă parte pot să am și o anumită componentă cu un orizont investițional mai lung și eu trebuie să cunosc acest orizont investițional, trebuie să, nu doar să-l cunosc, odată ce l-am stabilit, îmi asum riscul de ilichiditate pe cei 30 de ani sau perioada investiției mele, în care avem un average return, dar avem și ce? O volatilitate, o deviație standard. Deci return-ul niciodată nu va veni la pachet fără acea volatilitate. Și atunci volatilitatea de facto se traduce în ilichiditate. Deci nu mai ai acces la cei bani decât iar ăsta este un expected return, este un return garantat. De ținut seama și de acest lucru, sigur că este o corelație între 1 supra CAPE, acel 1 supra inverse Shiller ratio și future expected returns. Da? Dar nu este o corelație perfectă. Deci și acolo pot exista volatilități mari. Bun, foarte interesant este faptul că Buffett discută despre investitul cu datorie din asta, cum zice Kiyosaki că e bine. Margin lending is a service that brokerage provide to qualify customers sau Kiyosaki le oferă investitorilor imobiliari din România. Deci nu cred că există idee mai proastă decât să-ți concentreze averea într-un activ lichid, într-un activ imobiliar de pe piața locală cu trendurile demografice pe care le știm, cu management activ. Da? Bine, ideea de a-ți concentra averea în general e o idee foarte proastă. Ideea ar fi să o diversifici, în fine. Dar nu cred că există idee mai proastă să faci asta și pe credit. Adică să-ți asumi și riscul leverage-ului. Cred că dacă ai pune în top cea mai proastă idee este să iei imobiliar în România cu credit, dintre toate. Da? Cred că e mai proastă și decât a juca la păcănele, sincer. Pentru că la păcănele ai măcar 5% șanse să câștigi. Aici ai aproape 100% șanse să pierzi. Mai devreme sau mai târziu.
Brokers charge a set rate and withdraw the prorated interest amount of out of the brokerage account at the end of the month. Rates vary dramatically. Bine, aici discută despre investiția în active financiare cu leverage, ceea ce sigur că și ea presupune același risc. Hai să-l ascultăm pe, nu știu dacă merge. Is that $642.8 billion had been borrowed by retail and institutional investors against their portfolio. That can lead to all kinds of machinations in the stock markets and some real impact to people when prices finally go down. Yeah. Well, it's interesting. After the 29 crash, when they had 10% margins, they actually gave the Federal Reserve the power to set margin requirements and everything. And then, of course, I think the Fed still does have that power, but the whole thing has been made moot by derivatives and index futures and that sort of thing. So people can gamble in stocks, and people like to gamble. I mean, a lot of people like to gamble, but you can't. Four times in the 53 years I've been at Berkshire, the stock has gone down anywhere from 40% to 60%. Berkshire shares. Berkshire shares, Yeah. just and sometimes, well, very fast in October of 1987, and people had a perfectly decent investment. If they borrowed against it, they lose it. It is crazy, in my view, to borrow money on securities. You do not know tomorrow morning. You don't know whether the stock exchange will open tomorrow morning. I mean, we have closed the stock exchange one time during World War I. We closed it for months. We closed it after 9/11 for a few days. I put in the annual report, it's insane to risk what you have and need for something you don't really need. It's insane to risk what you have and need for something that you don't really need. Warren Buffett. Borrowing money is a way of trying to get rich a little faster, but there are plenty of good ways to get rich slowly, and you can have a lot of fun while you're getting rich as well. My partner Charlie says that there's only three ways that a smart person can go broke. He says, liquor, ladies, and leverage. Now, the truth is, the first two he just added because they start with L. It's leverage. And when somebody tells you how they came back and made a second fortune, I'm not impressed, because why the hell did they lose their first fortune? I mean, there's no reason. There's just no reason to borrow money, except and you're in a hurry to get rich, and you're risking going broke and all the. Aș mai adăuga un lucru aici. Cei care vor să facă bani din investiții, investițiile nu sunt ca să faci bani. Investițiile sunt ca să protejezi ceea ce ai acumulat și ca să gestionezi banii pe care deja îi ai. Deci este stupid să vrei să faci bani din investiții, mai ales când primele de risc sunt atât de mici și risk-free rate-ul e atât de jos. Banii se fac din muncă, banii se fac din venit activ, banii se fac dintr-un business, în niciun caz din investiții financiare. Mai ales în perioada aceasta rentabilității scăzute. Deci e stupid să-ți propui să faci bani din investiții. În ceea ce privește riscurile, cum spuneam, trebuie să te gândești, băi, care banii ăștia am nevoie de ei? Dacă am nevoie de ei, am lucruri de făcut, am nevoie de satisfăcut, ăia niciodată nu o să-i risc în investiții. Da? Ăia sunt perna mea de bufferul meu de lichiditate, bufferul meu de resurse. Da? Ce am eu nevoie? Eu dacă vreau să mă duc la Mangalia, ce fac? Mă duc direct la Mangalia sau o să o iau pe ocolite, mă duc pe la Botoșan, mă mai opresc în Vaslui? Nu, o să o iau pe drumul drept. Deci pentru nevoile de satisfăcut, eu nu-mi imobilizez banii în vasi pseudo-investiții financiare cu rentabilitate zero. Da? Pentru nevoile mele. Punctul 2. N-am nevoie de satisfăcut sau am destul cât să satisfac nevoile și de banii de restul banilor nu mai am nevoie. E, dacă nu mai am nevoie, fie că sunt prea mulți, fie că am acel orizont investițional foarte îndelungat, astfel încât cu dollar cost average investesc o sumă mică lunar care nu mă impactează, nu mă afectează emoțional, ui de ei odată ce am investit, atunci sigur că da, atunci pentru acea parte îmi stabilesc punctul 2, orizontul investițional, ăla e și ăla e, nu mă mai interesează ce se întâmplă, odată ce am investit, ui de ei, da? De ce? Pentru că eu am spus că ăla este orizontul meu investițional. Dacă 30 de ani e orizontul, de ce dracu să mă uit în fiecare zi ce fac investiție? Adică este stupid, da? Punctul 3, pentru banii de care nu am nevoie și al căror orizont investițional este foarte îndelungat,
Mindset-ul corect este să-mi imaginez că deja nu-i mai am. Fie că i-am pierdut, dacă vrei să o spunem așa, pe bursă, deși nu asta e conceptul corect, fiindcă de fapt tu nu i-ai pierdut și de fapt ei continuă să se acumuleze, da? Dar pur și simplu că nu mai ai acces la ei, da? Pentru că orizontul fiind de 30 de ani și având acea volatilitate, care, cum am spus, se traduce de fapt în lipsă de lichiditate pe perioada celor 30 de ani, tu oricum nu mai ai acces la ei. Ca o obligațiune de stat a României care se tranzacționează pe piața secundară, gândiți-o așa, care nu are lichiditate. Aia e. Acum, riscul ăsta de lichiditate e cel mai important, pentru că riscul cel mai mare nu e ca acțiunile să scadă cu 50%. Dacă e să o luăm așa, să comparăm două, apropo de ce zicea Buffett, ladies și leverage, mă rog, lăsăm la video deoparte, ladies și stocks, da? Păi, într-un divorț pierzi tot 50%, dar banii sunt pierduți definitiv, adică nu-i mai recuperezi. Aici, în acțiuni, poți să pierzi 50%, dar dacă nu scoți de pe bursă, acțiunile aia își revin în timp. Deci, de fapt, riscul nu e neapărat că pierzi banii, riscul este de lichiditate, riscul este că nu ai acces la ei pe acea perioadă sau dacă vrei să ai acces mai devreme de orizontul investițional, poți să pierzi dacă piața merge prost, poți să pierzi banii aia. Tu nu îi vei pierde dacă îți respecti orizontul investițional, dar dacă nu îl respecti și ai nevoie de ei mai devreme decât te-ai fi așteptat, atunci vei pierde bani și atunci da, e important să separi partea de bani de care ai nevoie în timpul vieții și pe aia nu-i joci la păcănele pe bursa manipulată de Fed și cealaltă parte nu că-i joci la păcănele, că orizontul investițional fiind atât de mult de lung, nu contează volatilitatea pe termen scurt, dar pur și simplu de aia te dispensezi, ăia au alt rol, da? Și nu te mai interesează ce se mai întâmplă ulterior. I do not believe in borrowing money on securities. There was a question that someone had written in, just asking about how you do that, just in terms of, see if I can find it, just in terms of getting yourself to not do it, because you have, at times in the past, have had more ideas than you had money. Always. How did you have the self-discipline? Years, yeah. How did you have the self-discipline to not go ahead and get levered up in those situations? I wasn't unhappy. When I had $10,000 when I got out of school, I was having a lot of fun. I was looking for things to buy. And the fact that after I spent $10,000, I ran out of money meant that I just kept looking for things that were better than the ones I already had. But I was, if you think that if you have $100,000 that being, and you're an unhappy person, then $1 million is going to make you happy, it is not going to happen. You know, I mean, then you'll look around, you'll see people with $2 million. And it doesn't work that way. You will not be way happier if you double your net worth. You'll get a kind of a euphoric surge or something like that. But and to risk, you know, starting all over again, you know, losing everything, and you've got children, and it's madness. Foarte important ce spune și Warren Buffett. El spune că dacă ți-ai dubla banii, n-ai fi mult mai fericit. Dar este foarte important, este ca și la utilitatea marginală. Utilitatea totală crește cu o rată descrescătoare până când utilitatea marginală devine zero. Utilitatea primului măr e cea mai mare. E foarte important să aperi defensiva, să aperi acel cash pile, acea pernă importantă, da? Să aperi nivelul tău de bază, de economii. Ce se întâmplă mai departe, sigur că poți acumula, sigur, dar ei nu te face atât de fericit, nu contează prea mult, dar contează foarte mult să n-ajungi broke, să n-ajungi ca Irinel. De asta defensiva este importantă, fără leverage și fără să ridici banii de care ai nevoie, o spune chiar Warren Buffett. My partner Charlie says, am citit acest lucru, how smart people go broke. Acum nu putem neapărat să-l suspectăm pe Irinel de inteligență, așa că haideți să vedem și cum își pierd banii chiar și oamenii inteligenți. There's a very simple reason why investing with margin is a bad idea. Paying interest is the opposite of investing. So, if you borrow on margin at 5% and long-term expected stock returns are 9%, the margin wipes out all but 4% of your gains. There are lower risk investments for 4% returns. Simple math, right? Of course, margin investors aren't chasing 9% returns. They're looking for something better. What Warren Buffett is really talking about here are the hedge funds and smart money managers. Most sophisticated institutions are investing on margin, making big bets on certain investments and leveraging up when they believe they are very right.
Just because they are doing sophisticated things doesn't mean they beat the market. Most don't, but they still charge exorbitant fees, hence the growth in popularity of index investing. The strategy can work well in bull markets, but eventually leads to arrogance and overleverage. Foarte atenție, foarte mare atenție, fiindcă overleverage-ul ăsta te afectează în special în crize, atunci când tu nu-ți mai poți acoperi pierderile și ajungi în situații de margin call. Da? Margin debt rises and falls with the market as seen in the chart below. It can also be a leading market indicator. When margin debt spikes, it's something followed by a sharp market decline. Ok, see a more indicative chart and explanation of margin debt on Investopedia. Danger lurks when margin gets out of hand and the market declines quickly. Investors with margin accounts that are overextended will receive what's called a margin call, exact ce vă spuneam, if their holdings decline enough. This means they either need to sell stocks to increase their cash position or add cash to their account. Dar de unde al cash dacă ei erau deja pe leverage? Da? Că nu mai aveau. If declines are bad enough and funds aren't added, brokers may begin for selling. As this as things get bad, they get worse. Losses cascade as margin investors bail. Asta s-a întâmplat, we all suffer from, da, asta s-a întâmplat și cu derivativele pe petrol, cu futurile pe petrol, știți? Dar ajuns sub zero pe o scadență foarte scurtă. Ministrul rus Peșcov a spus că e doar problema unei speculații pe bursă, nu e atât de mare problema petrolului cât este problema speculatorilor care folosesc margin, da? Several market declines are exacerbated by margin selling. Notable examples include the 1929 Black Tuesday crash that started the depression and the Black Monday crash in 1987. Investors who don't invest on margin don't have to worry about margin calls and can therefore hold to the turmoil. Dacă tu nu ai datorii, tu poți să reziști. Tu poți să reziști, ba mai mult decât atât, dacă ai și cash, poți să cumperi pe corecții. Însă atenție, chiar și acest lucru are riscurile sale, fiindcă este o strategie short volatility. Ori noi știm că strategiile short volatility funcționează cel mai bine pe bull market-uri seculare. Însă în cazul în care vom asista la un bear market secular, avem nevoie de o strategie long active volatility. Cum reușim ca investitor de retail să surprindem acest long active volatility? Ei bine, aceasta este o provocare pe care cu toții trebuie să o descoperim, da? Acea piatră filozofală în investiții. But aren't we all investing on margin? Margin debt is borrowed against a security or portfolio of securities. The shares of stock sells as collateral. Investing with other debts is not the same. Using credit card to debt to invest is incredibly stupid. Bine, nu știu cine face asta. Dar mortgage debt o fac mulți. Mortgage debt is different too. When your mortgage rate is low and you invest to achieve long-term returns of 9% plus, a mortgage is a great deal. Atenție! Homeowners with lots of equity may be tempted to borrow against their home to invest using a home equity loan to tap into the equity that's already been paid. The temptation is always there with home ownership, especially when rates are low, adică cum este acum. The numbers make sense, but will that make you happier if you can earn another 4-5% on that loan while taking an additional risk? Or as Buffett says, to risk what you have and need for something you don't really need? You may think it's a smart thing to do, ne zice Kiyosaki. And smart people do it every day, ne zice Kiyosaki sau Grant Cardone. But it's certainly not risk-free. E, aventurierile, dar ce știi tu despre riscuri? Mai nimic. In a bad year, your investments could go down 10%, 20%, 30% or more. Worse yet, someone who might borrow against their home, then buy stocks on margin with the borrow cash. That's a good way to put your lifestyle at risk. Așadar, mare atenție apropo și de leveraging imobiliar, el rămâne similar cu un CFD pe imobiliare. Și mulți din cei care fac acest lucru nu cunosc riscurile și nu înțeleg la ce se expun. Bun, being financially responsible takes discipline and focus nearly all the time. Sometimes I'm envious of stories like Mr. Carroll's because for a few years there he didn't give a shit about money and lived today carefree. I guess that's what I'm ultimately striving for, to not give a shit about money and to live completely carefree.
hopefully not to take the same excess, but the same goal. Only he did it in his 20s instead of saving it for retirement. Foarte mare atenție ca să nu-ți mai pese despre bani, aceasta este și morala, taman că trebuie să-ți pese, ca să ajungi la nivelul să nu te mai intereseze banii, trebuie să fii foarte atent ce faci cu ei, aventurierile, trebuie să ai un risk management bun și în concluzie, nu risca banii cu sau fără leverage, banii de care ai nevoie pentru venituri fanteziste, pentru câștiguri exponențiale, care nu te-ar face mai fericit, însă cu siguranță pierderea banilor de care ai nevoie te-ar face extrem de nefericit. Un like, un share, un subscribe, vă aștept și pe pagina mea de Facebook, Investitor Inteligent, și pe grupul de Facebook pentru abonați, Investitorul Inteligent, și pe, bineînțeles, patreon.com/investitorulinteligent, pe canalul de Patreon, acolo unde vă puteți abona. Cele bune!